Să ne fie casa acasă, să ne fie masa masă. Bună dimineața, scuzați aburul, scuzați, n-am apucat să fac focul în studio și nici nu-i momentul. Să anunță pe final de săptămână niște minusuri, Siberia scrie pe noi. Și apoi am zis să fac economie și numai atunci să pornim focul în studio. Dar mă încălzește faptul că ne întâlnim de la 10 dimineața. Ne întâlnim aici pe canal și vă mulțumesc pentru abonare. Vă mulțumesc pentru faptul că veniți și scrieți după ce postez eu video și să nas niște comentarii și niște discuții de ți mai mare dragul. Nu ca freza mea, care e freza Nelu Tătaru 2. În fine. Ghioceii au apărut, dar zăpada a apărut și ea. Am ieșit un pic afară ieri să simt zăpada scârțâind sub picioare, că m-am săturat să simt bălțile, băltoacele. Frumos! Am văzut atâta lume bucuroasă de zăpadă. Mă, erau mai mulți cu aparate foto decât cu lopeți. Toți se surprindă instantanee, zăpadă, orașul încremenit. Și alunecai pe jos. Erau câțiva cu lopeți care mai făceau curățenie în fața micilor lor afaceri. Asta este, oricum nu o să țină prea mult zăpada, dar să ne bucurăm de ce avem. Scârți, 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 unii își căutau brazii la gunoi. Că în loc să-i împodobească și să-i mai țină încă 2 săptămâni până e atmosfera asta hibernală, i-au despodobit. Că așa a dat ordin măicuța lui Fuego de să podobiște, mamă dragă, băradul. Vedeți că și în alte părți ale lumii zăpada își face de cap. La Madrid, Madridul e plin de zăpadă. Vă rog eu frumos, dacă avem aici pe canal prieteni din Madrid, scrieți-ne cum sunteți. Scrieți-ne să știm că sunteți bine. O cafea închin în cinstea voastră, o cafea caldă, ca să aveți putere să dați la lopată. Cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea, dată de vechi și bunii mei prieteni din Florida, plecați de aici, din Transilvania, Cristinela și Ovidiu. Bună-i cafeaua dimineața! N-are după ce să stai greața, dar e bună. Ce se mai dărâmă în România, ce se mai surpă în România, în afară de România, în ansamblu? Un pod peste râul Doftana, construit în urmă cu mai bine de 150 de ani de către Cuza sau la ordinul lui Cuza, Marele Cuza. Alexandru Ioan Cuza. Podul a cedat și s-a surpat din cauza ploilor. Vedeți că avem mai multă ploaie decât din soare. Podul săracu a rezistat acolo peste 3 jumătăți de veac și-a dat obștescul sfârșit. Asta e. Acum să ne gândim. Construcțiile contemporane vor rezista ele 150 de ani? Aiurea, hai să fim serioși. Astea sunt făcute de mântuială, de azi pe mâine. Numai să se poată tăia o panglică de către potentații zilei, de către mai mari din politică. S-a tăiat panglica, au plecat de acolo, autostrada s-a surpat. Dar podul ăla, sărăcuțu, a ținut 150 de ani. Poate că ținea 200 de ani, dacă nu i-ar fi prins Cuza pe constructor cu o caua mică. Avea o caua cam mică și atunci. Cu o caua mică a fost prins și domnul Tăriceanu. Tăriceanu Nevesteanu a fost prins cu o caua mică. DNA cere încuviințarea urmăririi penale. Ci că domnul Tăriceanu ar fi luat o mită acolo amărâtă de vreo 800 de mii de dolari. Bă, fraierul, în loc să ia în euro, o lua niște amărâți de dolari de la austrieci. Probabil ca să-și pregătească viitoarea nuntă. Dar hai să recunoaștem totuși, fostul premier, fostul om mare politic, Tăriceanu are stil. Are stil, domnule. Nu-l poți compara cu Alexe. Alexe se zice că ar fi cerut 22 de tone de tablă. Tăriceanu totuși a zis 800 de mii de dolari, puneți-i în cont. Alexe ce a zis? Duceți-i la firma nevestei mii sau la ferma soției și lăsați acolo tabla că mă ocup eu de ea. Liberalii nu se dezic de domnul Alexe, deși e urmărit acum de DNA, liberalii zic că e un bun liberal. Păi dacă e de-a vostru, că și voi le aveți cu manevrele. În schimb, liberalii au pus ochii, au pus tunurile pe colegul lor de coaliție. Pe Vlad Voiculescu, de la PLUSR, vorba lui Cioloș, copilul meu de suflet, copilul meu de suflet, Vlad Voiculescu, care e la sănătate, îi ataca din toate părțile. I-a sărit la gât domnul Boc, ieri, puțin mai elegant, dar tot atacând, l-a contrat și domnul Rareș B. L-a luat, l-a purecat pe Vlad V. Rareș a zis, băi Vlad, suntem în aceeași barcă, vă slim, dar vezi că nu faci bine, nu faci. Aia coaliție, mă, aia coaliție. Deja se ceartă între ei, deja se sfăd între ei, se sfăd, ce cuvânt ardelenie, se sfădiesc acolo între ei, ca orbeții. Noi vedem prea puțin la suprafață, dar o să iasă niște dandanale mari. Da. Andrei Caramitru, și el fost fruntașul SR, l-a făcut pe domnul Boc, l-a făcut baron de Ardeal, mă.
Dar nu-i rușine să se ia de Emilanos din Mărgău, din răchițele de la centura Iponor? Cum să-l facă pe Emilanos, care Emilanos e cum să cade? Cum să-l facă baron? Să-l facă împărat, să-l facă rege, dar nu baron. Caramitre, Cara, Mitru, e grijă, dragă, să nu sară la beregate domnul Boc, care are obiceiul. Ai văzut că eu sări și Vlad Voiculescu, la Vlad Voiculescu, o sări la Vlad Voiculescu și s-o mai temperat. Așa că grijă mare, nu vă jucați cu baronii de Ardeal. Cine sare la luptă? Mă gândesc așa, a intrat în Parlament domnul Daniel Ghiță, mare cauan, luptător cauan, și a zis că el intră din partea PSD-ului în Parlament și o să fie foarte pornit, o să se lupte cu cei care nu fac bine țării. Ieri a fost surprins dormind în Parlament. Mă, Parlamentul ăsta e un magnet pentru cei care au probleme cu somnul. În legislatura cealaltă dormea domnul Goțiu, ca să vorbesc despre somnoroșii recenți. Nu a început bine noua sesiune parlamentară și un domn de la AUR și el trăgea un somn curățându-și ceacrele, și acum dita mai Daniel Ghiță, peste n-are nici 40 de ani și deja e obosit, nu s-a putut el lupta cu mafia și deja doarme? Cred că visa ceva knockout până ceva gală din Amsterdam, domnul Daniel Ghiță, să va lupta cu toți și va... Dacă vreți bătaie, dacă vreți competiție, dacă vreți luptă, uitați-vă la Survivor Romania, îi bat ăștia... începătorii, războinici, îi bat de nu să văd pe ăștia de la faimoși. Păi cum să se lupte faimoșii cu ei când Jador a declarat că a venit în Republica Dominicană la concurs numai ca să-și uite iubirea, mare iubirea vieții lui, a lăsat-o acasă și s-a dus în Republica Dominicană pe banii celor de la canalul de apă. Păi ce competiție să fie? E că nici show-urile nu mai ies cum erau odată. Aseara a debutat emisiunea lui Capatos pe Antena Stars. Ei, ce retrogradare! De la Antena 1 pe Antena Stars. O emisiune cu sclipici pentru pitici. În ritmul ăsta o să-l vedem pe domnul Capatos debutând în toamnă cu o emisiune la TVR2 de la 11, în locul 11 ziua, în locul emisiunii Hora Piticilor sau Picilor lui Soleasca. Păi ce? Unde scandalele de la... Scandalele, auzi mă, scandalele, mă dă ăștia la televizor, mă dă ăștia. Unde scandalurile de mai demult? Vadim fi iertat când... Își certa subaltern în direct, Guță care își bătea nevestele, Izraela fi iertată cu Liviu, Viorel Lis fi iertat, nu că el trăiește, Viorel Lis când se certa și se împăca acolo cu Oana, ea plângea. Unde scandalurile de odinioară? Mihai Trăistariu care își făcea test de sarcină în direct, unde pistoalele, unde spumnalele? Ei, că nu mai sunt show-uri, nu mai sunt show-uri, degeaba mai apare câte o știre dacă nu o transformă televiziunea într-un boom de amploare. Că știri sunt, de exemplu, Loredana Chivu. Știți-o Loredana Chivu? Loredana Chivu și-a arătat sânigoi în toată splendoarea de la etajul 50 al unui hotel din Dubai. Aia din Dubai o și zice, bă, alea-s balcone. Nu ce avem noi. Noi avem terase, balcoanele sunt ridicate. Și după modelul Loredana Chivu, toți cei din Dubai o să-și facă acum, adita mai, balcoanele. Cu sau fără silicoane, în Dubai vor fi balcoane. Da, mă știu bune, dar mai avem și una tristă. Ci că Kim Kardashian se desparte de soțul său din vest, de Kanye. Și acum mare problemă, cum își împart? Aia patru copii și o împărție, da. Alea 2 miliarde, cum le împart? A intrat pe fir Ilie Năstase. Ilie Năstase a intrat pe fir și a zis, băi, Kanye West, așa trebuie dacă nu altoiești la momentul oportun. Uite, dacă n-ai dat cu... ca Rocky, așa se întâmplă și lasă că vine până la voi și vă împac. Iliana Stase, soția a fugit de frica lui, a fugit la mămica ei la Constanța. Iliana Stase e în București. Ci că a sunat-o ieri pe nevastă, s-a dat în loc să-și ceară scuze că o agresat-o, că o bruscat-o un pic. A zis că în București e fain, ninja, la Constanța cum e? Ia, nu vă mai rețin că aveți destule pe cap, marța, fără ceasuri rele să vă fie. O cafea bună se poate dona pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc de urmărire, mulțumesc de prezență, mulțumesc de generozitatea cu care îmi scrieți și cu Constanța, pentru Constanța cu care mă urmăriți. Nu Constanța, unde e nevasta lui Ilie Năstase. Sănătate, putere, să le putem duce pe toate, că avem câteva de dus și să ne vedem cu bine și mâine de la aceeași oră pe același canal. Canalul știrilor adevărate.
unde fără voi și fără umorul nostru nu s-ar putea întâmpla nimic. Zi superbă!